Este clar, Daniela Crudu nu se mărită, după ce s-a tot scris în presă că bruneta este pregătită să facă marele pas anul viitor. Aceasta a dezmințit totul la Acces Direct, spunând însă că se iubește cu Mihai Costea, locuiesc împreună și asta este de ajuns pentru ea. Dar e foarte sexuală. De când sunt împreună, Daniela Crudu și Mihai Costea au depășit zeci de momente dificile, așa că nu mai miră pe nimeni că tot mai multe voci spun că bruneta se pregătește să îmbrace rochia de mireasă. Singura care nu crede asta e tocmai Daniela. Nu există nicio nuntă, adică nu va exista așa ceva. Dacă o să fie vreodată, o să zic să scrie speculațiile astea. Mai mult, bruneta pare că nu este dispusă să-și asume un astfel de angajament niciodată. Spune că nu vede rostul unei căsătorii. Dar pe mireasă, nu? Deci, pe cuvânt că nu. Nu mi se pare că nu fac nimic așa, știi? Să fii mireasă, să fac nuntă. Adică de ce? Înțeleg, adică nu e același lucru. Adică că stai cu cineva în casă sau așa, înțelegi? Nu se gândește la căsătorie, însă și-a cam ales locul unde va spune da. Când o să fie cazul, momentul, cine știe, peste 120 de ani, ai înțeles? Sau așa, o să anunț eu, înțelegi? Mă mărit la Paris.